Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc și ne bucurăm că ne urmăriți pe acest canal, pe ora de istorie online. Și am decis ca profesor de istorie și de educație socială, predau și această materie, să facem un fel de dezbatere. Am un invitat, o să vi-l prezint imediat. Vreau să fac o mică analogie cu un moment pe care un mare artist, este vorba despre Tiesto, îl utilizează în 2008 pentru a ne preveni puțin despre dezvoltarea tehnologiei și cum ne va afecta aceasta pe noi și de ce nu cred că sunt primele alegeri în care tehnologia la noi în România a avut un rol destul de important. Practic toată campania cred că se desfășoară acum mai mult în online decât clasic, dar și metodele clasice încă sunt utilizate. Și vreau să vă spun câteva vorbe pe care Tiesto le prezenta în 2008, înainte de marele său concert, Elementele vieții, tradus din engleză. Voi citi puțin din acest discurs, dacă îmi permiteți. O explozie incredibil de puternică a lansat expansiunea Universului acum aproximativ 15 miliarde de ani. Acest Big Bang pune bazele primului atom, din care derivă primele elemente, primele organisme, adică viața însăși, care reprezintă, toate acestea la un loc reprezintă temelia lumii. Lumea noastră a continuat să se dezvolte treptat în anii care au urmat, ajungându-se la o evoluție a organismelor, de unde a derivat și omenirea. Pe măsură ce rasa umană s-a dezvoltat, oamenii descoperă lumea, își împart continentele, își creează țări, state, orașe, creează astfel infrastructuri, surse de energie, industrii și, desigur, o gamă largă de tehnologii. Această evoluție se succede într-un ritm din ce în ce mai rapid, an după an, iar Tiesto ne avertizează că tehnologia evoluează mai agresiv decât oamenii se pot adapta mental. Deci, la nivel cognitiv, această evoluție creează o nouă lume în care oamenii cresc separat mai degrabă decât împreună și aici se referă la contactul fizic. Iar noi ca oameni, mergând pe această cale, ne îndepărtăm de adevăratul sens al existenței noastre, spune el, și ne îndeamnă să inversăm această forță evoluționistă pentru a ne redirecționa către esența vieții și să privim mișcările sociale ale prezentului. Iar eu am adăugat, aici am încheiat citatul din Tiesto, iar eu am adăugat că pentru a vedea dacă noi ca și români ne îndreptăm în direcția cea bună sau nu, având un eveniment istoric cald încă, alegerile parlamentare din 2020 care au avut loc ieri, 6 decembrie, am fost invitat să ne alegem reprezentanții în Senat și Camera Deputaților și eu ca și persoană nu am fost implicat în această campanie, sunt doar un observator, utilizez informațiile pe care eu le am în primul rând ca formare, ca profesor de istorie, pentru a-mi evalua răspunsurile sau pentru a-mi iniția dialogul cu invitatul meu, la care trebuie să trecem acum, să vi-l prezint. Este vorba despre Gui George Laurian. Te salut, Laur, mă bucur că ai acceptat să intervii în această dezbatere a mea, că ai acceptat invitația. Mersi, Sergio. Laur este născut în 1993 în Timișoara și ca și studii este un absolvent al Universității din Oradea, Facultatea de Geografie Turism, în limba maternă, nu-i așa, Laur?
Da, este adevărat. Am studiat în limba engleză. Deci ai studiat în limba engleză. La vârsta de 20, specializarea ta a fost geografia turismului mondial, din ce mi-ai spus despre tine. Iar în acest moment ai vârsta de 27 de ani și ești rezident în Germania din 2016, dacă nu mă înșel. Da, corect, de 4 ani de zile. De 4 ani de zile. Deci iată, ai făcut în limba engleză o facultate și cred că ai învățat o nouă limbă ca să poți să te descurci unde locuiești acum, bănuiesc. Da, germană, pentru că locuiesc limba, în Germania. Limba germană. Ich nicht spreche Deutsch. Deci eu nu știu. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen auch. Exact, văd că te descurci mai bine ca mine. Bun. Da, am făcut și cursuri de germană și și-au spus cuvântul. Studiind tot timpul vei învăța. Deci ai mers acolo ca să le înveți și limba și cultura, bănuiesc, din respect pentru această țară. Corect. Bun, ce mă interesează pe mine și ce întrebări am pentru tine sunt legate de activitatea ta, de implicarea ta în scena politică. Pentru că bănuiesc că nu ai uitat de România. Și din dialogul pe care l-am avut cu tine, am realizat că îți pasă de țara ta încă, chiar dacă locuiești acolo, și ai decis tu la 27 de ani să încerci să schimbi ceva. Cum poți să ne spui despre intrarea ta în politică? Cum s-a întâmplat? Adică intrarea în politică, implicarea în politică, că nu ești politician practic. Ești un nu sunt candidat. Ești un tânăr cu spirit civic, hai să spunem, mai dezvoltat decât la alte persoane. Te ascult. Da, ce pot să spun este că când am plecat din România în 2016, nu mă gândeam deloc că voi fi implicat în politică. Chiar mă amintesc că am ajuns, mi se pare, în septembrie și cred că au fost alegeri parlamentare în noiembrie atunci, în 2016, oricum la sfârșitul anului, nu mai știu exact data. Știu că a trebuit să călătoresc 100 de kilometri până la consulatul de la Bonn ca să pot vota. Deci ai făcut acest drum? Da, am făcut acest drum pentru că nu aveam secție de votare mai apropiată de mine. Singura era la consulatul român de la Bonn. Ce mi s-a părut șocant a fost faptul că era pustiu. Adică nici și în 2016, precum am văzut și acum că vorbeai de alegerile parlamentare, bine, acum a fost prezența mai ok, dar și secțiile de votare au fost mult mai numeroase. Dar atunci chiar am fost surprins pentru că era singura secție în jur de 300-400 de kilometri, având în vedere că și în 2016 erau foarte mulți români în Germania, bineînțeles că au mai venit și mai mulți după, dar am fost șocat că a fost foarte mică prezența și s-a văzut și în țară, cred, a fost același feeling, undeva la 35% prezență în 2016 și nici acum se pare că nu am depășit acest prag. Dar oricât avem acum prezență, că bănuiesc că știi cifrele mai bine decât mine, eu sunt un umanist, prezența... Da, undeva la 33%, pe diaspora s-a dublat prezența, dar trebuie să avem în considerare că avem mult mai multe secții și faptul că au venit și foarte români. Dacă stai să ne gândim, prezența mai mare în diaspora nu este un lucru chiar pozitiv. Asta înseamnă că au plecat mai mulți români din România din 2016 și altfel au ajuns să voteze aici. Și au făcut acte, s-au integrat, au învățat limba și practic ei acum sunt cetățeni români cu rezidența în Germania. Bun. Laurian, despre dezastrul sub ministrul de externe din, cred că, 2019 au avut loc prezidențialele. Cine a fost? Da. Teodor Meleșcanu, dacă nu mă înșel. Cu acele coada imensă de la intrarea în secția de vot. Guvernarea PSD, mai bine spus. Eu am o problemă cu omul, nu vreau să generalizez și cred că... Stai că verific acum această informație. Nu Meleșcanu, cred, ci... Da, sunt niște oameni, dar îți dai seama, pentru a se putea
cum, ce vrei, dezastru, cum ai spus și tu, a se crea acest dezastru cu rea intenție, spun eu, sau incompetență, îți dai seama că este un sistem în jur, nu doar un om. Sunt consilier, sunt alte relații, deci nu poți să organizezi o... să organizezi așa prost, e greu, știi, adică trebuie să-ți propui asta, ori ești foarte incompetent, ori trebuie să-ți propui asta, să organizezi în acest hal alegerile. În 2019, când, cum știi și tu, tehnologia era aproximativ la fel, deși în ultimul an iarăși a evoluat foarte mult. Da, așa este. Tehnologia, internetul era activ, totul aveam totul, toate sistemele pregătite, dar, din păcate, noi tot cu pixul și cu hârtia trebuie să lucrăm. Teodor Meleșcanu a fost, în momentul în care Iohannis a candidat cu Viorica Dăncilă, în 2019 a fost ministru. Nu 2016 a fost un dezastru, 2019. În 2019, în 26 mai, la europarlamentară. Exact. Știu exact, pentru că am fost delegat și e o zi pe care nu o voi uita niciodată. Rectific. Deci eu pe el l-am văzut vinovat despre dezastrul. Oricum avea atunci o vârstă înaintată, acum cred că este și mai înaintată. N-am înțeles această numire, dar în fine. Hai să-ți spun ce părere am eu despre prezența diasporei la vot. Ai spus că s-a dublat acum. Nu aș pune neapărat pe seama românilor plecați în număr atât de mare dincolo. Ok, numerele sunt alarmante de oameni care muncesc acolo, dar acest sistem nou de a vota, despre care vreau să ne spui mai multe, este vorba de votul prin corespondență. Cred că sunt primele alegeri, nu? Când se utilizează. Nu. S-a mai utilizat? Culmea, cred că au fost chiar din 2016, a fost o măsură a guvernului Cioloș, din câte mi-amintesc. Dar nu a fost popular, nu știu exact, dar așa mi-amintesc, deci nu pot să spun exact. Dar știu că există de mai mulți ani de zile această variantă de vot, dar oamenii nu au încredere în sistemul acesta, nu a fost bine explicat, nu s-a explicat foarte bine cum se numără aceste voturi care se trimit prin corespondență. Din punctul meu de vedere, trebuiau să facă un fel de simulacru video. Exact, bine, să nu procesul în sine, dar un simulacru de proces de numărare a voturilor prin corespondență, exact procesul, cu președinte de secție, delegați, birou, comisie electorale, cum se scanează plicurile, cum se deschid, gen asta vor să vadă oameni, un pic de transparență. Normal. Degeaba am spus că... Laur, da. Am înțeles ce vrei tu să spui, transparență, care uite ce îți susțin vorbele prin această știre. Efectiv am scris în Google România voturi prin corespondență și mi se spune de la știrile Pro TV 15.000 de plicuri cu voturi prin corespondență sunt de negăsit. Se cere explicații de la Biroul Electoral Central și de la Poșta Română. Deci noi ca și popor care european, cu popor european, da, dar unde s-a mai încercat fraude, da? Cred că este o pâine de mâncat aceste voturi prin corespondență pentru cei care se ocupă cu așa ceva, părerea mea. Da. Cred că și acest nou sistem de vot a îngroșat numărul votanților din diaspora și am două teorii. Fie oamenii chiar au spirit civic și au utilizat această metodă de a vota, fie unii din România au avut atât de multă încredere în diaspora încât au băgat ei plicuri. Nu vreau să acuz pe nimeni de la niciun partid, doar mă gândesc logic, deci nu sunt apolitic da. Această moderare a discuțiilor. M-am gândit acum logic, citind această știre, citind ce sugerează articolul printre rânduri. Nu vreau să cred asta, vreau să cred că, logic vorbind, este, cum ai spus tu, câți kilometri ai condus prima oară în Germania ca să votezi?
Deci, ca să fiu exact, am condus 200 de kilometri, pentru că a fost 100 de kilometri dus, 100 de kilometri întors. Deci, bine, am făcut o oră pe autostradă. Ei, aveți alte condiții. În România, 200 de kilometri, făceai pe două benzi, una încolo, una încoace. Dacă vine din partea aia, nu poți să depășești, în fine. Nu. Ai făcut un sacrificiu pe banii tăi ca să pui o ștampilă, corect? Da. Ei, acest vot prin corespondență înleznește felul în care oamenii pot vota, nemai implicând costurile financiare ale deplasării până în secțiile răsfirate pe teritoriul diasporei, pe teritoriul țărilor în care românii locuiesc, ca să mă exprim corect. Bun. Și este mult mai ieftin pentru statul român, e bine de știut. Dacă toți oamenii din diaspora s-ar înscrie și ar avea încredere în acest sistem, statul român cheltuie foarte mulți bani prin închirierea de spații, plătirea de delegați, președinți de secție, costuri cu benzina, cu voturile, cu transportul, deci e o întreagă infrastructură în spate. Deci este, nu știu, că n-am votat niciodată în afara țării, mă gândesc ce costuri presupun asemenea mișcări de forțe. Da. O întrebare. Democrația costă. Democrația nu costă. Costă, vreau să zic, că costă foarte mult. Eu spun că nu costă dacă ai spirit civic, dacă ai sta în... A. Dacă n-ai fi nevoit să pleci din țara ta, că putem porni discuția de aici. Nu, okay. Și eu am fost plecat într-o vreme. Nu condamn pe nimeni care pleacă din țară. Nu vreau să fac judecăți de măsură. Dar... democrația nu ar trebui să coste, pentru că atât de mult, hai să spunem așa, democrația... Nu, dar este o vorbă, Sergiu. Democracy, it cost, or, you know? Deci e o vorbă. Pentru că procesul acesta electoral în toate statele costă nu știu câte milioane de euro sau de dolari și atunci toată lumea zice, hai să nu mai organizăm alegerile, sunt o pe ăia și nu mai plătim, facem altceva cu banii. Știi? Asta am voiam eu să spun. Laurian, nu poți să spui că costă, pentru că tu plătești taxe, plătești impozite, plătești TVA. Acestea sunt, cum să spun, protocol. Deci sunt chestii care sunt normale, fără de care nu ai legitimitate și transparență ca și guvernant. N-are rost să vorbim despre regimuri totalitare unde nici nu se mai făceau alegeri. Și economie, din istorie. Ok, e bine să dai un bănuț pentru părerea oamenilor decât să nu asculți deloc. Și avem și astăzi exemple, Coreea de Nord, care locuitorii țării știu că au câștigat campionatul mondial de fotbal și alte vești care li se spune de la partid. Ok. Revină... Da, sau în Olanda, unde ești obligat să votezi și dacă nu votezi, nu mai știu, Olanda sau Belgia, primești o amendă dacă n-ai votat, ca să te coste pe tine, ca cetățean. Asta e o măsură mai extremă. Nu am știut treaba asta. Acolo spiritul civic văd că este cu forța impregnat în sentimentul oamenilor. Nu știam. Bine, poate pentru ei o sumă modică, 100-200 de euro, știi? Adică dacă chiar nu vrei să votezi și îți propui asta, să și plătești. Bine, e o măsură extremă, nu se poate lua în România. Am înțeles, dar acolo este o jignire să primești o amendă pentru că nu ai votat, la ce mentalitate cred că au ăia. Ceea ce cred eu despre spiritul civic este că au murit oameni în 1989, ca noi să avem acest drept, da? La Revoluție. Corect. Și nu putem să ne batem joc de el sau nu putem, ok, stăm acasă dacă avem o problemă urgentă de viață și de moarte, pot să înțeleg, dar nu pot să înțeleg generația care vine din urmă, care nu se implică deloc. Eu nu spun nimănui cu cine să voteze, eu spun să voteze, să se implice, pentru că nu poți să stai acasă și să vii să comentezi că au făcut așa, au făcut așa, dar tu nici măcar nu te-ai implicat. Asta unul. Aici trebuie să te corectez, Sergiu, pare rău să spun, dar acum la ultimele alegeri în 2020, singura categorie care nu a rămas constantă și a crescut a fost tinerii 18-35. Poți să spui că generația din urmă începe să se trezească din punctul meu de vedere. Poți să te uiți pe statistici. Pe statistici, tu vorbești pe statistici, eu vorbesc
Ca și cadru didactic. Ca și feeling. Nu ca și feeling, ca și discuții pe care le-am purtat cu tineri de liceu, le-am spus. Le-am spus niște chestii despre spiritul civic și au spus că nu merg, că nu oricum toți sunt la fel, aceleași texte. Deci eu vorbesc din mărturie, acum nu am date statistice, dar sentimentul ăsta de neimplicare, din păcate, lasă puterea în mâinile unor oameni care de cele mai multe ori n-au pregătire, nu au... care votează pentru avantaje materiale, de exemplu, poate auzi poveștile cu ulei, zahăr sau alte chestii. Corect. Nu vreau să dau vina pe niciun partid, doar subliniez că au existat astfel de fenomenele, da. Fenomene. Am mai auzit povești cu morți care au votat, deci aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi contat. Hai să spunem așa, n-ar fi contat dacă vocea poporului ar fi fost în procente mult mai mari exprimată prin prezență la vot. Și ce am învățat ca observator al alegerilor care au trecut de-a lungul anilor este că în momentele decisive prezența la vot a schimbat calculele partidelor. De când situația se înrăutățea, oamenii totuși au mers. Avem niște prezențe măricele în 2000. Când a fost ales Iohannis versus Ponta sau când? Da, atunci, da, da, atunci, atunci oamenii au... În 2012, cred. Cred că da. 2016, nu, 2016. 2016. Da, stai așa, 2004-2008 Traian Băsescu, 2008-2012 Traian Băsescu. 2012-2016 Iohannis primul mandat. Nu, stați. Stai. Invers. În 2012 cine a fost? Stai cum am... Da, ne-am încurcat în cifre, dar nu e asta important. Eu am înțeles ce ai vrut să spui. Că a fost alegeri mai mari când a fost o temă mai, să zic, mai deci lista extremistă. De stat, da. Traian Băsescu, 2004-2014, Claus Iohannis, 2014 până în prezent. Da, dar au fost alegeri, nu? Prezidențiale în 2019. Da. Dacă, pentru că este 5 ani, nu este 4 ani. Da, s-a modificat Constituția, legea. Probabil legea, da. legea, da, așa este. De asta nu reține foarte bine, că nu am mai fost din 4 în 4 ani sau cum a fost înainte, nici eu nu mai știu exact, cum da, se alege pe 5 ani. Știam, deci eram în liceu când a fost Mircea Joană cu Traian Băsescu și a schimbat rezultatul la ultima dezbatere. Dacă nu știi vizita celebră de la SOU. Și a fost, da. Bun, acolo Traian Băsescu nu mai putea candida, deja se afla la al doilea mandat și lupta a fost crâncenă. Deci lupta a fost mare atunci când a câștigat Claus Iohannis primul mandat. Și iar acum, în 2019, adică îl văd așa ca un câștigător fără un adversar real. Că... Și nici nu a făcut dezbateri. Adică nu a avut nevoie. De ce să se complice dacă nu a fost nevoie? A gândit pragmatic, Ioan. Democrația îți cam cere să ai și dezbateri, chiar dacă nu ți convine. Corect, dar când ești câștigător, deja clar, nu are... Nu era. Trebuiau oamenii să voteze, să iasă la vot, că altfel ieșea dăncilă. Și astăzi nu vorbeam despre... Nu cred. Păi era posibil, nu? Dacă nu ieșau oamenii la vot. Nu i-am dat nicio... Deci, înainte să spun niște întrebări pe tema asta. Cum te-ai implicat politic? Revenim la... Am devagat puțin de la subiect. Da, tu te-ai implicat politic. Și ce te-a îndemnat să faci acest lucru? După aia îți spun întrebarea cu Viorica Dăncilă Iohannis și candidatul pe locul 3, cine a fost în 2019? Barna. Barna. Dan Barna.
Dar, da, eu... Ok, reține acest moment și o să revenim la el după ce prezentăm puțin povestea ta. Cum te-ai implicat tu, Laurian, în politică? Ce te-a determinat? Da, după cum ziceam, în 2016, când am ajuns în Germania, chiar nu mă mai gândeam așa foarte mult la situația politică din țară. Concentrarea mea s-a pus pe ce voi face în continuare în Germania. Dar vedeam și auzeam, tot urmăream știrile și păstram legătura cu prietenii, mai mergeam în țară. În 2017, în fiecare an, pot să zic că am venit în țară și am văzut situația. Și încet, încet, tot am vrut să mă implic mai mult în politică. În 2016 am văzut că a apărut acest partid nou, care nu știa nimeni de el, USB, USR, și mi-am pus toate speranțele în acest partid, chiar dacă nu cunoșteam foarte multe despre el. Așa că ți-am spus că peripeția mea că a trebuit să merg 100 de kilometri să votez, am votat USR, deși pot să spun că nu-i cunoșteam foarte bine, dar vedeam că sunt oameni noi și aveau o figură de oameni integri și onești, care mi-au inspirat încredere, i-am votat pe ei, fără prea multe cunoștințe de cauză, drept să o recunosc, dar după m-am informat mai bine și am văzut ce își propun ei și ce discurs au și am hotărât să mă implic și eu, mai ales știi că au fost guvernele PSD și ce dezastru, și când am auzit că e și vorba aia că trebuie să ieșim din Europa, că Europa nu-i bună, eu fiind în Europa, fiind încă cetățean român fără posibilitatea de a-mi schimba cetățenia, într-un fel m-am simțit și eu amenințat de situația asta politică care se ducea într-un extremist naționalist și atunci am decis să mă implic mai mult în politică și astfel am început cu alegerile, m-am înscris așa, zic hai să mă înscriu pe site la, nu mai știu, la USR sau la Plus. M-am înscris la ambele site-uri, atunci a apărut Plus cu Cioloș și era și USR și nu eram decis exact unde vreau să vin pentru că îi vedeam cam la fel. Mi-am depus adeziunea la ambele partide, dar până la urmă m-am decis să rămân la Plus pentru că m-am simțit mai conectat cu gândirea lui Dacian Cioloș decât a USR-ului, deși nu diferă foarte mult. Și de atunci pot să zic că sunt implicat în politică, cam din 2019-2018 la final, 2019 chiar am devenit membru Plus. Deci 2019... Da, oficial. Ai devenit membru al USR Plus, nu? Al alianțe, sau doar nu. În Plus? Al partidului Plus. Partidul este Libertate, Unitate și Solidaritate. El, acest partid a fost creat dintr-o mișcare civică denumită RO Plus, RO 1000 sau ceva, RO Plus. Nu știu foarte multe despre ea, că nu am fost implicat, dar știu că a avut bază această mișcare civică. Chiar s-a dorit să se preia acest nume, partidul RO Plus, dar partidul acesta a fost contestat la început foarte mult în instanță și pur și simplu Cioloș nu a putut să-l aducă în viața publică, viața politică. A trebuit să facă această improvizație și având un partid Plus care s-a înființat atunci iar tot așa cu Dacian Cioloș, practic toată mișcarea RO Plus a trecut la RO 1000, a trecut la această... RO 100, că am înțeles. A trecut la Plus și altfel a luat naștere partidul Plus. Eu personal despre omul Dacian Cioloș am o părere foarte bună din cauza activității sale ca și comisar european în guvernul Boc, Emil, unul din cei mai buni prim-ministri în opinia mea, actualul primar al Clujului și cred că face o treabă extraordinară la Cluj. Cum de altfel și în Oradea se face o treabă extraordinară, dar asta e altă discuție. Extraordinară pentru România, dacă vii și spui în Europa, faci o treabă normală. Ok, dar față de ce au făcut alții, trebuie să menționăm aceste orașe din Transilvania. Am o părere bună despre Dacian Cioloș și ca și idee de premier, au încercat un guvern de tehnocrați imediat după Victor Ponta, lucru care nu i-a adus prea mult succes. Eu cam atâta știu despre el. Da. Față un material despre el, Liviu Dragnea a negociat susținerea guvernului Cioloș în schimbul desemnării lui Vasile Dâncu în funcția de vicepremier, așa.
El ca da, și... dar Cean Cioloș a asumat o funcție destul de importantă atunci. Da. A fost alegerea lui. Corect. Văd că are o soție de... Este româncă, Villery Villemi, Villemoa. Da. Este cetățean român soția sa? Nu știu exact, crede-mă, nu sunt interesat de viața personală lui Dacian Cioloș. Deci nu poți să ai un lider și să nu fii... Este... Știu că au legături ceva cu Franța, că el a studiat acolo. Am și înțeles. Deci... Cred că este și cetățean francez, dar nu știu sigur exact. Spune. Îmi pare rău că nu am mai multe informații, dar nu m-am concentrat pe asta pentru că... Eu am cercetat acum Valery Cioloș Villemo. Am renunțat la postul din Bruxelles pentru soțul meu și pentru România, dar m-a costat enorm. Mm-hmm. Deci, probabil s-au întâlnit când a fost europarlamentar, nu mai știu exact povestea. Ea a avut contact cu România înainte de Dacian Cioloș și în 1996 învață limba cu țăranii din Vâlcea, când visa să salveze lumea. L-a cunoscut pe soțul ei, viitorul premier, la studii în Franța, iar doi ani mai târziu aveau să se stabilească în România așa. Deci ea este... Franțuzoaică, nu? Franțuzoaică, cred, nu știu sigur. În fine, nu este româncă, asta e ideea, dar revin la Dacian și ca informații ce el își prezintă, este de profesie. Știi ce este de profesie? Inginer agronom? Origine și studii. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 1989-1994, inginer horticultor este. Bun, asta e important. Important este că are o meserie, are stima mea, a încercat să facă treburi bune, dar atunci exista un om, ca să spunem, un om negru pentru istoria României, o să vadă alții în viitor mai bine. E vorba de Liviu Dragnea, în opinia mea s-a exagerat cu tot ce a încercat el să facă, un monopol asupra statului atunci, fără să mai ceară aprobări. Se vede și în alte state, nu doar în România. Mai sunt și în Europa alte state în care se încearcă un premier sau un om politic foarte important să conducă tot. Dă-mi un exemplu ca să-mi fac o idee. De exemplu, Victor Orban în Ungaria, chiar vecinul nostru. Asta o să spui. Nu vreau să comentez, dar uite... În momentul crizei, în momentul pandemiei COVID-19 în primăvară, când a debutat în Europa, practic Victor Orban a pus piciorul în prag și a impus băncilor și restul investițiilor străine din Ungaria să ajute poporul, da? Să se amâne creditele, pentru că stau acasă, nu sunt în producție. Deci a luat niște măsuri care a avut coloană vertebrală să și le asume. Acum, în opinia mea, și-a pus Europa în cap cu măsurile pe care... Migrația. Poftim? Cu migrația sau cu ce te referi? Cu măsurile care el nu mai ascultă. Acum mă gândesc că tu ești pro-european ca și concepție, da? Așa ar trebui să fie toți din Europa. Bine atunci, da? Eu nu sunt mare pro-european, deoarece dacă e să spunem lucruri pe nume, pentru Europa noi, cei mai tineri membri, sunt în ce an am intrat în Uniunea Europeană? 2007. În 2007. Au mai intrat alte țări după noi. După din România, câte știu eu, a mai intrat Croația prin 2011-13, nu mai știu exact. Cred că Croația este ultima. Deci... Noi, în opinia mea, suntem o piață de desfacere pentru Uniunea Europeană. Noi, România, polonezii s-au trezit, ungurii s-au trezit, în opinia mea. Din ce punct de vedere aici nu pot Din să... Din punct de vedere nu mai facem ce ziceți voi, mai lăsați-ne în pace, ceva de genul. Numai puțin... Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia, țări care candidează în acest moment, potențial candidați Bosnia și Herțegovina, Kosovo. Dar nu cred că a mai intrat după noi nimeni.
Cred că a intrat Croația, acum ți-am spus. Nu cred, ba nu da, știu exact anul. Hai să vedem. În 1 iulie 2013, da, ai dreptate. S-a angajat să adopte moneda euro de îndată ce îndeplinește condițiile. Bun. Dar asta și noi, da. Și noi ne-am angajat, dar încă n-am îndeplinit condițiile. Ei, ok, Laurian, dar tu știi ce înseamnă spiritul poporului sârb sau poporului croat? Crezi că ei o să tacă mult în fața Europei sau nu o să o ia pe calea Ungariei și a Poloniei? Crezi că păi toată asta... lumea e ca noi, piață de desfacere, ok, noi primim niște bani de la Uniunea Europeană, tu ești un simpatizant, dar poate o să mă asculți puțin. În opinia mea, fiecare leu, acum nu vreau să dau nume de lanțuri de retailer din România, dar îți spun un lucru, fiecare leu pe care îl cheltuim în aceste lanțuri de magazine, hipermarketuri, se întoarce către Uniunea Europeană, deci ei ne dau un mic ajutor cu niște fonduri. Te refer că se întorc veniturile în țara de origine al retailerului, nu neapărat în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu controlează banii retailerilor. Ok, este o metodă modernă de a face afaceri, da? Că este o afacere și aici. De ce voi în Germania, într-un magazin, nu vreau să-i dau numele, îl avem și noi, un Coca-Cola are o anumită calitate, am zis deja un produs, în fine. Deci un produs are o anumită calitate și în România este mult mai scump decât la voi și de o calitate inferioară. Care-i asta politica? Nu pot să-ți spun, asta are de-a face cu politica companiei Coca-Cola. Pentru că dacă tu știi, dacă vorbim băuturi carbogazoase acum, nu vreau să okay, dau ăsta. Vorbim de orice produs. Din punctul meu de vedere personal, calitatea unui băuturi carbogazoase din Germania nu este cu nimic mai prejos decât cea din România. Ok, eu am întâlnit la voi lucruri mai bune și mai ieftine. Asta e experiență personală, nu poți să generalizezi. Deci eu îți spun că ei își iau bani înapoi printr-o gumă. Dacă îți cumperi o gumă de mestecat, îi dai acolo înapoi o mică investiție. Păi de asta trebuie să promovăm economia locală și producția locală. Okay, dar la nivel industrial, pentru că trebuie să produci la nivel industrial. Dacă produci la nivel foarte mic... O scurtă pauză de publicitate și revenim. Okay. Bun? Mersi.